România face parte din țările cu cel mai ridicat risc de accidente vasculare cerebrale. Și nu o spunem noi, ci specialiștii care s-au întâlnit zilele acestea la Eforie Nord în cadrul celei de-a 8-a ediții a Școlii Internaționale de Neurologie. Așa am aflat că România se află pe locul întâi în ceea ce privește incidența acestor boli. Dacă în Europa bolile vasculare cerebrale variază între 100 și 200 de cazuri la 100.000 de locuitori, țara noastră se situează la un număr de peste 200 de astfel de cazuri. Bolile neurologice sunt afecțiuni ale creierului și implicit ale nervilor, iar împreună afectează toate funcțiile corpului. În cazul în care apare o disfuncție a sistemului nervos, pot apărea probleme motrice, de vorbire, respirație sau învățare. Așa se poate ajunge la boli cerebrovasculare, epilepsii, demență, neuroinfecții și chiar tumori cerebrale. De aceea, specialiștii ne îndeamnă să punem mare preț asupra stilului de viață care trebuie să fie unul echilibrat. În primul rând, mesele trebuie să conțină produse naturale, iar 30 de minute de mișcare nu trebuie să lipsească din activitățile noastre cotidiene. În plus, specialiștii ne sfătuie să înlocuim timpul petrecut în fața calculatorului și la telefon cu o lectură plăcută. Iată așadar niște sfaturi extrem de utile și la îndemâna oricui care ne pot feri de foarte multe afecțiuni. Un aspect foarte important care ne poate feri de aceste afecțiuni este și starea de fericire. Așadar, este indicat să petrecem cât mai mult timp alături de persoane dragi care ne oferă acea senzație de bine. Specialiștii nu sunt de acord nici cu site-urile de socializare care iau locul plimbărilor prin parc, de pildă, ceea ce ar putea duce la sentimentul de solitudine și depresie în cele din urmă. Se pare că și stresul de zi cu zi este un alt factor generator de astfel de afecțiuni, așa încât medicii ne recomandă să evităm pe cât posibil situațiile tensionate. Chiar dacă România este în urmă în ceea ce privește centrele specializate pentru tratarea acestor afecțiuni, specialiștii au încredere că numărul acestor cazuri va scădea, iar campaniile de prevenire pot contribui eficient la conștientizarea publicului.